Mă uitez la tare, asta am făcut misiunea de pe online de la ăsta, cum îi zice, de la Barry, așa, la mare principal și Penny, ăla, așa, ca să putem și noi să ne tunăm mașina. Până acum am filmat când ăsta a fost oribil și nu știu, s-a șters. Nu știu de ce s-a șters, dar în fine. Acum așteptăm să se încarce sau ceva. Nu știu, sper să rămân și cu mașina măcar. Că eu am cu mașina mea, care vreau să o tunez. Ai, rezolveam ăsta. Așa. E. Phase 2. We're hooking up on Del Perro Pier. Bring one of your little buddies. Okay. Ok. Știam că era... Ăștia
Așa. Ok. Acum am făcut-o de comandă, să zic așa. Da, perfect. Măcar ăsta să mi se fi salvat. Hai că nu e chiar atât de mare problema asta. Hello, this is Morse Mutual Insurance. I think we can handle that. Mecanic. Hai, domnule mecanic. You need something, huh? One of your rides? Let me know. I'll bring it by. Wow, sir. Ok, nu asta vreau. Mecanic. You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. Okay. I'll get back to it then. Ok. Oh, what you need, boss? Some wheels? I can bring them around. I'll bring it to you.
Ok, cred că mi-l dă pe autostradă. Mi-o dă pe autostradă. Ah, mi-a dat aici jos. Na, nu știu cum a venit el aici, dar hei. Nu prea mă interesează. Și acum să sunăm la ăștia. Morse Mutual, how can I be of service? Sure. Gata. Am rezolvat și motocicleta. Am zis, m-am gândit să merg pe Chiliad. Pe varianta aceasta. Listen, pe prima ta. Touch. Pe aici, pe undeva, adică ori pe aici, ori pe aici. Dar știu cum se poate pe aici. Și acum vom merge. Nu voi merge pe partea normală. Și... Oaaa! Dar 10 asigură. Asta e de la Ben. De-aia e... Razată. Ok. Așa. 12 minute. Hai că mergem bine. Că ne ținem bine. Don't say anything. Desa. I don't know you. Or maybe I do. I don't remember. Ah, mă spună cu un heist. Da. Ne trebuie să ai VIP, CEO sau din astea. Beșină. Ok. Haideți să... să vedem. Ușor să vedem ce fac ăștia aici. Ok. Armura nu i-am pus. Da. Da, nu se merită. Dacă e pe maxim, da. Sau penultima. Da, așa. Cred că ea făcea o misiune și am scăpat, dar nu contează. De verde ce e bună să ai un mini sniper din asta. Chiar dacă nu-i poți modifica luneta. Ce mai lungă varianta asta pe aici, dar... Ăsta iar... Ăsta ar puțin. Unde vrea? Pe port. Oh! Dacă scrieți acolo în secțiunea de comentarii dacă vreți să mai facem... Să nu vă chinuiți pe acolo. Cred că este pe aici varianta mai ușoară. Da, uitați. Este varianta asta sau varianta asta. Și până la asta trebuie să te chinui o grămadă, mai ales dacă ești cu din astea mult mici. Bă, nu, nu pe aici. Și atunci pe aici. Da, pe aici s-a încercat barba să se urce. Așa, barba neagră. Pe aici au fost foarte ușor, de aici nu
ce lege puteți spune? Ok. Să vedem. E foarte mic spațiu. Și vrei să-i dai plăniță, nu până la urmă. Vedeți ce aici este cocoșa asta și puteți să o ocoliți. Dacă știți pe unde, nici eu n-am știut. Și am pus cocolit. Dar pe unde? Pe aici, chica. Ok, acum dăm o leac. Deci nu poți să o colești, trebuie să treci prin ea. Și o să coborăm frumos pe partea cealaltă. Așa, haideți că uitați ce fain e mașina. Merge de cai. Ok, haideți că mergem pe aici, nu prea ai ce comenta, te joci, te duci pe aici single player, pe multiplayer. Că sunt alte mașini, sunt gata, că nu ai cu cine să joci, e greu. Adică aș avea cu cine, dar ăla... Trebuie să-și aducă și laptopul că joacă de pe PlayStation. Dă-i la deal. Așa, pe aici o să meargă. Dați-vă și voi ce putere are mașina asta. Da. Ok. Așa. Și motorul Stage One. Da. Așa. Ok. Uitați, nu mai sunt crossurile acum. Mă duc să iau o parașută. M-am speriat de umbra mea. Ca un iepure. Fricos ce sunt. Așa, avem o parașută. Oare pe ce se aruncă
F12, 13, 14. Deci. F9. Da. Deci pe F9. Hai. Deci de acum când văd un player la început, deci aici se desparte în două drumuri. Cu frânele stau prost, că nu prea am. Nu le-am upgradat. Și cam stau prost cu ele, dar... Acum și v-am zis. Acum îi dau și eu, dar... Îi dau chiar atât de tare. Ok, ușurel. Așa... Voi arăta că mai este altă variantă. Alt drum. Da, sunt 3 drumuri, ai putea spune, care se fac, sunt 4 de fapt, care se fac 2 aici, vedeți? Acum coborând de frână de motor. Dacă stați și auziți, uitați, ascultați. What a digital footprint you're making. You don't mind my... Eu nici nu am accelerat, măcar s-a înfrânat. Vedeți că se intensifică când frânezi. Vedeți că ăsta e mult mai sus-jos cu dâmburi, dar... Acum, păcat. M-am bătmolit, să zic așa, de ăla. Și acum, 3, 2, 1, și... Geronimo! Uai, uai, oa, oa. Da? Da, sunt o grămadă de pante aici. Interesant să cobor și să urc cu bicicleta, parcă am bicicleta, nu mai știu exact. Știu că mi-am cumpărat una. Ok. Normal, îi luau pe aici, nu ca oameni. Dar nu. Tu, că ești deosebit, o iei pe aici. Ok. Am ajuns pe șosea. Deci se mai poate urca pe... Uitați pe aici. Unde? A, pe aici a încercat barbă, că avea pe unde. Pe aici a încercat cu tirul, a încercat barbă. Acum PC se urci cu tirul, avea urci cu asta, nu urci bine, aia e problema. Și m-a speriat de la furtuitul ăla. Deci eu sunt pe 2, dar nu știu la ce sunt pe 2. Ah,
A, cea mai mare viteză trebuie prinsă. Deci, vedeți, puteți să fiți pe doi, dacă nu vine unul din aia cu Batman mobilul. Să fie vreo trei din aia pe server. Că te-ai scos. Știi, te-ai scos între ghilimele. M-am scos și eu acum. Dacă era bună mașina preparată, prindeam și 200. Ia unde e cel mai apropiat spray? Ați vrut să vedeți? Deci, kilometri pe oră. Un... Și dăm pe autostradă. Și o să fim pe locul 1. Dacă aveam motorul 2. Poate aveam mai mult, dar... Na? O să mergem pe autostradă și vom vedea ce vom reuși. Și noi să facem. Hai, repede, repejor. Tu ai și ceva. Ok. Și de acolo începem și vinem spre oraș. Încercăm să-mi facem accident. Nu, ca să prindem și noi viteză. Da. Deci 189, 200, toai. Nu pot să-l iau pe ăla. Nu cred. Da, pe 3 să fiu. Nu mă interesează ce spui tu. Eu vreau să mă duc spre oraș. Acum, dă-i. Ok. Un urcare a schimbat viteza. Acum când o să fiu pe drept o să fiu. Am fost ceva timp până și-au luat ăștia pe mobilul ăla cu 300 și ceva. Ai, nu cred că pot să reușesc. Nu cred că reușesc. N-am timp. N-am timp. 171, 175, 176. Este 90. Ok. Cât avem? 29. Oh, ok. Cred că cam atât pentru acest episod. Una data viitoare, nu uitați de like, share, vadă și prietenii voștri și subscribe. Și nu uitați de clopoțel. Da, mereu uit.
Adică voi. Mi-aduc aminte după ce spun asta. Hai, o salută, pa, pa.